Concurenții au parte în această seară la petrecere de un aparat foto din acela profi, de tip oglindă. Nu știu dacă știți cum se poartă la petreceri și evenimente mai nou. Așa că cu toți au făcut fotografii cu Mălina, invitata acestei seri. Sunt fotografii care se tipăresc pe loc și se dau protagoniștilor imediat ce au fost scoase. Toate cuplurile din casă au făcut poze împreună, chiar și ceilalți concurenți care nu sunt în cuplu au făcut poze cu invitata serii, iar apoi au mai făcut o serie de fotografii cu tot felul de accesorii pe care domnul cu aparatul le avea în dotare. Cum vă spuneam și mai devreme, pe Antonio și pe Maria îi văd destul de apropiați în această seară. Ei doi au pozat împreună ca și cum ar fi un cuplu. De asemenea și pe Zein și pe Giulia i-am văzut la fel discutând. Au făcut și ei fotografii împreună ca și cum ar fi un cuplu. Au ieșit foarte drăguți, erau acolo pregătiți și încântați de ce li se întâmplă. Mi-a plăcut atmosfera foarte frumoasă. Sunt amintiri frumoase care le rămân pentru totdeauna din casa Mireasa.